În 2 aprilie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Se împlinesc 9 ani de la prima celebrare a zilei menită să atragă atenția asupra unei realități sensibile pentru oricare comunitate. Este de asemenea o zi în care poate fi manifestată susținerea de către state, instituții și cetățeni față de persoanele care suferă de autism. România se alătură campaniei internaționale de conștientizare cu privire la această afecțiune neuropsihiatrică prin iluminarea în albastru a sediilor unor instituții reprezentative ale statului în 5 orașe din țară, inclusiv în în capitală. Asta deoarece albastrul este culoarea alasă pentru a reprezenta autismul. Afecțiunea este explicată drept o tulburare severă de neurodezvoltare foarte variabilă în care persoana are dificultăți în comunicare, nu prezintă susținere în interacțiunile sociale, are comportamente și interese repetitive. În țara noastră peste 30.000 de, de persoane sunt diagnosticate cu autism. În lume sunt diagnosticate peste 70 de milioane de oameni, iar un copil din 160 are o tulburare din spectrul autismului. Simptomele apar pentru prima dată la o vârstă fragedă și în general au un curs constant fără remisiuni pe toată durata vieții. Persoanele cu autism pot avea lipsuri severe în unele privințe, dar pot fi normale sau chiar superioare celorlalți în altele. La fel ca în cazul altor tulburări grave, autismul afectează atât persoana diagnosticată cât și familia nevoită să se adapteze la un stil de viață menit să ajute suferindul. Cu ocazia acestei zile speciale, premierul Nicolae Ciuca a transmis că este esențial asigurarea accesului la serviciile necesare diagnosticării, dar și șanse egale de integrare socială și profesională a persoanelor cu autism pentru a aduce o viață normală.